încercare de dovlecei. Pentru alte rețete culinare, vizitați www.rețeta-video.ro sau pagina de Facebook. Ingrediente pentru mâncarea de dovlecei. 2 dovlecei curățați și spălați. 2 cepe curățate și spălate. 2 ardei grași curățați și spălați. 3-4 roșii decojite. 4-5 căței mici de usturoi curățați și spălați. O legătură de pătrunjel spălat. 2 linguri de ulei. Sare. Piper măcinat. Apă caldă. Acestea sunt toate ingredientele. Mod de preparare pentru mâncarea de dovlecei. Tocăm mărunt ceapa. Tăiem ardeiul în fâșii subțiri. Tăiem roșiile în cuburi mici. Tocăm mărunt usturoiul. Tăiem mărunt verdeața. Radem dovleceii pe răzătoarea mare, presărăm deasupra lor sare și îi lăsăm să stea o jumătate de oră. Apoi îi stoarcem bine în pumn pentru a elimina toată apa lăsată. Pregătim aragazul și o cratiță în care punem uleiul. Adăugăm ceapa. Punem ardeiul. Amestecăm și călim timp de 2 minute. Punem apoi dovlecei storși. Adăugăm roșiile. Amestecăm bine. Punem aproximativ 100 de ml de apă caldă. Condimentăm cu sare și piper măcinat. Amestecăm și lăsăm să fiarbă timp de 20 de minute. Punem apoi usturoiul tocat. Amestecăm și mai fierbem încă 10 minute, până când sosul scade și toate legumele sunt moi. Presărăm deasupra pătrunjel tocat. Amestecăm, gustăm și închidem aragazul. Servim mâncarea caldă, simplă sau ca și garnitură lângă fripturi. Aceasta este recomandarea rețeta video pentru mâncare de dovlecei. Poftă bună!